Cristina, că ați putea să vorbiți la cameră despre dosarul de care vă ocupați cu tatăl ei. Da. Nu știți de S-ar ce se putea. amână atât de mult și de ce riscă să iasă la libertate cei doi inculpați? Mai ales că unul dintre ei și-a recunoscut vina, de ce nu s-a examinat în regim de urgență? Deci, de ce nu s-a examinat? Deci au fost, dacă să fiu sincer, au fost sate 24 de ședințe legale. Într-un an. Dintre care eu nu mai pot spune cu siguranță câte, dar undeva în jur de jumătate s-au amânat, din diferite motive. Cum din diferite? Motivul de bază era comportamentul inculpaților, în primul rând, de ce ei refuzau să prezinte la ședință, sau avocaților acestui. Deci o Deci ședință asta le-au pare, inculpat. tergiversare intenționată. Dacă spui 24 de ședințe, mai puțin de un an, asta e clar bună intenția judecătorului că vrea să Sigur facă că justiție, dar ei trag de timp și nu există pedepse pentru avocați și pentru inculpați în felul ăsta, păi, în situația asta. există, dar cu părere de rău și instanța e, nu știu, a fost, s-a comportat, deci așa, foarte leger și pare mi se. Dar dacă unul dintre inculpați și-a recunoscut Alo? vina, dacă unul dintre inculpați și-a recunoscut Alo, alo? vina, mă auziți? Da. Dacă unul dintre ei și-a recunoscut vina, nu trebuia să se examineze în procedură simplificată, să fie disjungat dosarul și celuilalt să-i se dovedească vina în instanță? Ea, nu, aici procedura simplificată nu poate fi examinată, că el a recunoscut parțial. Deci el a Am recunoscut că înțeles. a săvârșit doar el de unul, de la actul de învinuire. Deci ca să fie procedura, admis procedura de simplificată, deci este nevoie ca acesta să recunoască integral învinuirea care este înaintată, respectiv înaintată ambelor, că au săvârșit în comun. Am Și aici înțeles. ar putea fi examinat în procedură simplificată, dar Și acum, dar e de altfel. riscul să iasă și cum steme Cristina, succesoarea Da, părții acum pe două vătămate, să puncte. iasă și să fugă de răspundere. Evident, Și să evident. rămână doar cu un an de închisoare, cât o stat în arest preventiv. Păi da, dacă 21 până pe 21 nu numește, eu am depus o cerere de accelerare, deci să fie numită o ședință până pe 21 aprilie. Pentru că noi ieri am avut ședință și e doar instanța doar le-a prelungit arestul, respectiv până pe 21 aprilie, cum mai mult nu poate să prelungească, îi depășește un an. Și în rest n-a vrut să examineze în continuare, să treacă la dezbatere judiciară, pe motiv că situația de epidemiologică din țară, în legătură cu pandemia asta. Deși aveau tot posibilitatea, părțile erau prezențe, inculpații, etapați și așa mai departe. A, deci până Posibilitatea la urmă tehnică și era pentru. instanța. Deci și judecătorul doar mimează Asta că și instanța e absolut, nu știu, nu vreau să zic foarte interesată, poate. tare, dar reieșind din ședința de ieri, așa astfel, am ajuns la astfel de concluzii, că inacțiunile instanței, deci de nenumărate ori se amânau ședințe nemotivat și noi invocam, și eu ca și apărătorul succesorului victimei și procurorul, invocam că aceste cauze se examinează primordial și de urgență, dar nu eram auziți. Și uitați-vă ieri ce au făcut în ședință, deci pur și simplu au amânat și au amânat-o pentru data 20 mai și respectiv e plăința Și dacă instanței. pleacă, se ascunde de răspundere, care-i pedeapsa după aceea? Să mai adaugă Păi, niște ani de închisoare sau ceva? pedeapsa, nu, ei sunt anunțați în căutare, pedeapsa, eu intuiesc, deci în lipsa lor, oricum instanța se pronunță, emite o hotărâre, deci sentință, dar în cazul în care ei nu sunt, efectiv această pedeapsă nu poate fi executată, vă dați seama. A, deci nu există altă pedeapsă pentru fuga de Nu, nu, răspundere penală. care și respectiv. Deci le În momentul convine. în care deci sunt execută pedeapsa care le, în cazul în care le urmă va fi stabilită, execută pedeapsa respectivă. Ar Dar put... vă dați seama, dacă pe noi eliberează, noi pe dânsul noi mai vedem. Parcă n-ar trebui să fie așa. Suntem în situație excepțională cu o grămadă de filtre, de poliție, de tot ce vrei. Ar trebui să fie greu de Da. fugit în așa situație, nu? Toate mașinile controlate. Sau ei nu-ți dați în căutare acum, ei sunt eliberați, Moment, nu sunt prezumtiv nevinovați. ei sunt în stare de arest. Deci, cum pot fi? Nu, 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 nu după sunt dați în 21, căutare. să zicem pe 21 seara sau pe 22 deja. O să fie liberi. Nu, procedura asta de anunțare în căutare durează.
Deci eu nu știu în cât în timp, dar vă dați, în special acum cu pandemia asta, eu cred că poliția, când ce o să-i anunț în căutarea, să o dureze o săptămână, două, dacă și nu mai mult. Dar, iarăși, anunțarea căutare nu poate fi anunțată de data sau inițiat procedura de anunțare în căutare de pe 21 aprilie. Da, Anunțarea trebuie să categoric, fie abia în direct. mai, când n-o să se prezinte de câteva ori la ședință. Vreau să nu se prezint pe 20 și respectiv să dispună anumite măsuri în instanță. Deci, respectiv, vă dați seama dacă și o să fie inițiat procedura sau o să fie în iunie. Dar în iunie nu știi unde o să fie. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult, domnul avocat, pentru Da, detalii. noi suntem. La revedere. Noi suntem. La revedere.